Domnule președinte, Gabriel Zanfir este numele meu, sunt deputat PNL și vă rog să vă revizuiți poziția cu privire la remarca pe care ați făcut-o, prin care considerați că această pauză de consultări a fost binevenită pentru toate grupurile parlamentare. Domnule președinte, ca deputat tânăr și ca deputat la primul mandat, vreau să vă asigur că electoratul care m-a trimis în acest parlament nu m-a trimis pentru a asista la nesfârșit la o astfel de bătaie de joc cum este aceasta, care se tot prelungește prin o mulțime de pauze de consultări care nu și-au rostul. Vreau să știți, domnule președinte de ședință și domnul coleg de la PSD, că nu pot să vă respect. Electoratul care m-a trimis pe mine, ne-a trimis pe noi aici, ne-a trimis aici ca să vă disprețuim, domnilor. Și nu faceți altceva decât să ne întăriți această convingere că sunteți demn de dispreț. Vă rog, dacă dorim cu toții să schimbăm imaginea pe care acest Parlament o are, să încercăm aici, dacă vreți să ne considerăm colegi între noi, să ne respectăm și să nu mai facem abuz de aceste cutume și de aceste prevederi ale regulamentului care vă dă posibilitatea să prelungiți la nesfârșit această mascaradă. Mulțumesc! Domnilor colegi din partea dreaptă a sălii, tovarăși colegi din partea din centru și din stânga. Domnilor, îmi cer scuze pentru că sunt un anonim care am ajuns în acest parlament cu intenția de a se schimba ceva în acest regulament, astfel încât această clasă politică să se reformeze. Îmi cer scuze, domnilor, pentru că am primit o educație, educație care înseamnă să prețuiesc, pe care eu am înțeles să prețuiesc valoarea. Să prețuiesc oamenii care sunt corecți, oamenii care sunt cinstiți, oamenii care sunt demni, să prețuiesc anumite valori. Și domnilor, vă rog, în mod sincer, să primiți scuzele mele, toți aceia care sunteți cinstiți, toți aceia care sunteți demni, toți aceia care sunteți oameni de bună credință și vreți să facem treabă bună în acest Parlament.